Bună seara, dragi prieteni! Așteptările dumneavoastră nu au fost în zadar. Suntem astăzi în măsură să vă furnizăm partea a doua a unei emisiuni care a făcut, la vremea ei, a stârnit emoția cuvenită și căutată și de noi. Invitatul meu s-a străduit să vă furnizeze niște informații stranii, bizare, la care cu greu profanul are acces. Moartea ca entitate, partea a doua, în această seară, cu Codrin Ștefănescu, o să vorbim despre negociatori. Bine te-am regăsit, Orest. Bine ai revenit, dragul meu prieten. Sigur că e o temă importantă, am primit și foarte multe critici după ultima emisiune. Se pare că am deranjat foarte mult pe unii din zona bisericii, indiferent despre ce biserică vorbim. Repet, în emisiunea noastră, noi nu facem altceva decât să dăm niște explicații, să vorbim despre niște legende, despre niște scrieri, de a venim și cu cărțile din epocă. Aici am adus astăzi 6 lucrări absolut extraordinare legate de tema aceasta, moartea ca entitate, negociatorii. Este vorba despre Compendiu Medicus al lui Hipocrate, într-o ediție care a fost interzisă la 1558. Este aceasta, de aici. În această lucrare este un capitol. Hai să o punem așa să nu. Da, este un capitol legat despre structura omului. Deci după ce vorbește despre boli, despre modul în care medicina trebuie să lupte pentru prelungirea vieții omului, deci tot o bătălie cu moartea, la final are un capitol despre structura omului și afirmă că omul este mai puternic decât își pot închipui ei în acea epocă de începutul medicinei, că omul are tendința de a deveni nemuritor, că sunt cazuri miraculoase și pentru ei prin care bolnavi considerați incurabili sau pe patul de moarte se ridică și trăiesc foarte mult timp sau se fac bine peste noapte. În sfârșit, trăim într-o epocă în care prea puțin se bătea pe zona religioasă și se puneau întrebări legate de structura omului. O altă lucrare. Da, și predicatul ăsta că omul este puternic, sigur că stânjenea instituția de putere de la Vatican, care postula că omul nu înseamnă nimic, că omul este o furnică. Sigur, păi de așa și a fost interzis acest lucrare al lui Hipocrate. Evident, ca toate marile lucrări, ele sunt tipăite în Bizanț, acolo unde brațul lung al Inchiziției nu prea ajungea. Lucrarea este interzisă în Europa și sunt obligați toți posesorii acestei lucrări să o declare și pentru a fi arsă. O altă lucrare extraordinar de importantă este o lucrare flamandă și vorbește despre o istorie a miracolelor. În principal, miracolele legate de renaștere, de reîntoarcerea din morți. Iată că apar de-a lungul istoriei mai multe exemple pe lângă cel celebru al lui Iisus Hristos, nu de asemenea amploare ca al Mântuitorului, dar extraordinar de interesante. Lucrarea conține niște gravuri care o să ți le arăt în timpul emisiunii din carte, considerate ca păgâne absolut. Unele dintre gravuri sunt interzise și astăzi de către Biserica Catolică și de către Vatican, constate ca fiind aducătoare de malefic. Cine le privește îi schimbă comportamentul. Crede-mă că le-am privit pe toate. Să știi că te monitorizezi cu toate. Da, le-am privit pe toate. Unele le-am cercetat și cu lupa. Sunt gravuri în serie, sunt câte 3 gravuri de același tip, care au mici de diferențieri, au un mesaj în ele. O să-ți arăt mesajul. O schimbare de privire, o schimbare de atitudine. Aceleași personaje, dar într-un cadru nou, unul face un semn, altul închide ochii. Este extraordinar de interesant. E un întreg limbaj pentru cunoscători. Ți-am adus celebru Codes Fabrianus. În acest Codes Fabrianus sunt câteva dintre legendele de care o să vorbim astăzi. Legende care îți dau o senzație așa pe mâini, îți fac pielea de găină când le auzi, când le citești, când cunoști despre istoria lor și despre realitatea lor. Codex Fabrianus
este de fapt o antologie de astfel de gene și astfel de lucrări, care bineînțeles nu sunt la rândul lor aprobate. Pentru a fi aprobate este obligat să le critique. Dar criticându-le, le poate publica, le poate da mură în gură, printre care sunt celebrele legende care s-au rămas, legenda lui Manor și legenda lui Zanzir. Da, trebuie să le mulțumim preoților catolici care au făcut exces de zel în criticarea corpusculelor și lucrărilor samizdat, pentru că prin intermediul criticilor lor am putut să cunoaștem evangheliile apocrife, să spunem, cu mult înainte de descoperirea din 1947, da, de la Qumran. Da, pentru că criticându-le au trebuit ca să le și... Cred că a fost și o metodă ingenioasă a unor minți luminate de a putea oferi umanității și contemporaneității niște adevăruri pe care niște instituții de putere încearcă și astăzi să le oculteze. Aici o lucrare care ți-am promis-o data trecută, este vorba de celebrul catalog al principalor autori interziși care abordează astfel de teme, legată de tema morții, tema negociatorilor, tema nemuririi, tema nemuritorilor. Este un catalog al lor și al lucrărilor lor, care, iată că la 1700 fix, când apare acest tratat despre autori, începe foarte bine de la început, adică, dragă cititorule, ține minte că următorii de pe această listă sunt interziși și nu ca să citești, ci pur și simplu să le atingi lucrările. Deci, anunță imediat pe oricine cunoști care avea așa ceva în bibliotecă, pentru că aceste lucrări sunt considerate malefice, ele trebuie să dispară. Urmarea acestui tratat, care a făcut foarte mult rău pentru marii colecționari din lume, acest tratat a dus la dispariția aproximativ 95% din lucrările de acest gen. A fost o epocă până prin 1725 în care s-au dat în gât, să zic așa, unii pe alții. A fost o fierbere totală, au fost percheziții în foarte multe dintre țările europene. A devenit la un moment dat o antimodă să ai în biblioteca ta așa ceva. Și doar oamenii foarte bogați, principii foarte înstăriți, oameni în alta societate au putut păstra undeva ascunse în vârfurile, în turnurile cetăților lor sau în subsoluri, astfel de lucruri. Acest tratat a adus foarte multe există chiar un lucrurile, mit dar... al cărților uitate și se spune că există un înger păzitor al cărților uitate. Exact, exact. Însă, această lucrare, dacă nu ar fi fost tipăită, n-am fi cunoscut despre toate lucrările de acest gen. Și atât că observăm astăzi, cel puțin în ultimii 50 de ani, de când sunt foarte mulți colecționari de acest gen, la nivel planetar, să zic, că sunt lucrări care sunt pomenite aici și de care catalogele internaționale sau pe internet nu suflă un cuvânt, pentru că nu există niciun exemplar, nu există nimic concret. Unele sunt considerate cărți de gen, adică așa de mult au fost distruse până când au fost epuizate total. Știu că în ultimii 15 ani de zile, cel puțin când are loc festivalul de la Frankfurt de carte medievală cu subiect interzis, organizatorii și sunt colecționari și oameni extraordinar de importanți la nivel mondial, fac apel tuturor, domnule, dacă găsiți una dintre aceste lucrări care nu apare în nicăieri, apare însă în acest catalog, în acest codex, vă rog, anunțați-le, lăsați-ne să le fotografiem, lăsați-le ca să le putem... Să le putem vedea. Imediat după scurta pauză de publicitate o să aflăm ce anume i-a înspăimântat atât de mult pe clericii puterii de la Vatican, de au întreprins atâtea eforturi pe atât de multiple planuri pentru a distruge acest izvor de cunoaștere, pentru a distruge aceste cronici, aceste codexuri și aceste cărți, care și astăzi figurează pe lista samizdat a bisericilor canonice. Și Biserica Ortodoxă interzice o serie de lucrări, Biserica Catolică interzice o serie de lucrări și Biserica Protestantă interzice de alminteri o serie de lucrări. O să vedem imediat și de ce. Am revenit. Hai să începem ușor, ușor să alunecăm în această zonă atât de interzisă. Bine, am început de la celebrele vorbe ale... Încep de la Buddha. Sigur că eu sunt sceptic și pentru că studiez aceste lucruri,
pot să am propriile opinii. Îți readuc aminte de unele dintre spusele lui. Căci mare e răsplata în această lume, dar cu atât mai mare va fi în ceea ce o să vină. Toate aceste lucrări pornesc de la negația acestui lucru. Dom'le, de ce să vină ceva după? De ce sunt obligat eu ca să aleg între rai și iad? De ce sunt obligat să aleg viața de apoi? De ce sunt obligat să mor? Unii au spus nu. Unii au sfidat absolut tot. Și de aici pleacă tema noastră, aici o să ajungem la negociatori. Sunt oameni, sunt muritori de rând care și-au pus această întrebare, unii foarte curajoși, și s-au opus. Zic, dom'le, nu vreau să mor. Nu vreau. Este incorrect, este total, total nedrept. Sigur că Buddha este și ironic în același timp. Spune că prostul este fără grijă. Nu își pune astfel de întrebări. Dar oamenii deștepți și-au pus întrebări. Sigur, de-a lungul timpurilor, în astfel de cărți interzise, se refează concret ideea că nu este corect și nu este drept modul în care suntem tratați. Faptul că există îngerii morții, faptul că fiecare, indiferent, nu știu, răi sau curajoși, lași sau curajoși, cei fără milă sau cei care sunt deschiși oricărei forme de dialog și plini de milostivire și de dragoste. Oameni care fac dreptate și bine în jurul lor sau criminali și ucigași cu sânge rece, violatori sau savanți lipsiți de apărare, bogați putrezi care calcă pe cadavre pentru a ajunge într-o funcție politică, indiferent de epocă, sau săraci și lipiți pământului. Toți, dar absolut toți, sunt obligați să moară. De la această idee pornim. De ce sunt obligați să moară? De ce trebuie ca fiecare dintre noi să-și pună întrebări de-a lungul vieții, da? Să vadă cum îmbătrânește, cum se îmbolnăvește, cum își pierde puterile ușor-ușor și la un moment dat va da piept cu doamna cu coasa sau acea entitate care reprezintă moartea. Sigur, de-a lungul istoriei au apărut legende a unor oameni, unor muritori de rând, care s-au opus vehement împotriva acestui lucru. Au spus tare și răspicat că a muri este un lucru incorrect, că ei nu pot să fie liberi și așa alege destinul. Da, nu există un liber arbitru. Trebuie spus, Codrin, că această revoltă începe încă din Antichitate și în toate religiile politeiste și mai ales în zeii Olimpului regăsim această gâlceavă a omului cu zeii. Știm că la un moment dat oamenii s-au și revoltat împotriva zeilor, au dărmat toate statuile zeilor, i-au sfidat și pe Hades și pe Poseidon și pe Zeus să vină totuși și să se ia la trântă odată și odată de la egal la egal, pentru că ei s-au săturat, spuneau oamenii, ca altcineva să le dicteze destinul. Superbă incursiune ai făcut în chestia asta, că tocmai despre asta vreau să vorbesc, despre legenda lui Manor, care apare în acest codex. Manor, un personaj legendar, este cutremurat de tipologia morții existentă în epoca lui. Războaie, tot felul de dezastre naturale sau ciumă, holeră, valurile acestea care vin și sting oameni pe care îi cunoaște, oameni pe care îi respectă, oameni pe care îi iubește. Vede cum mor la oaltă și oameni buni, dar și oameni răi și canalii la oaltă. Cum nu există niciun fel de sită în a alege cine să moară și cine să nu. Nu face separația între virtuos și păcătos. Exact. Ea deopotrivă pe amândoi când le sună ceas. Și atunci stânge o armată, conform legendei, o armată de războinici care nu credeau în absolut nimic și alege om cu om pe acești războinici. Spune legenda că sunt atât de negri la suflet și atât de neînfricoșați de nimic, încât până și zeul fricii i se face frică când îi vede. Foarte frumoasă metaforă. Oamenii aceștia sunt aleși de către el prin pregenerile pe care le are pe toate pământurile cunoscute pentru a căuta muntele cel negru care împroașcă foc, acolo unde sus se află intrarea zeilor nemuritori. Scrie în această legendă că acolo, în vârful muntelui negru ce împroașcă cu foc tot ce-l atinge,
Acolo sus se află poarta prin care numai zeii pot pătrunde în lumea lor. Este vorba despre nemuritori. Și a așteptat Manor, spune textul, până în dimineața celei de-a 99-a zile. Frumoasă chestia asta, celea 99 de zile. Și o să-ți explic ce înseamnă cele 99 de zile de așteptare. Când s-a furișat cu războinicii lui și a intrat pe poarta din vârful acestui munte negru ce împroașcă foc, măcelându-i pe toți în luptă dreaptă, o luptă pe viață și pe moarte. Ce se întâmplă aici? Iată, spune Manor solaților lui, iată că și zeii pe care credeam nemuritori, invincibili, sunt făcuți din carne și oase. Iată că și zeii pot stropi cu sângele lor pereții sălilor în care ne-a luptat cu ei. Sigur că avem pierderi mari în această bătălie, dar au și zeii pierderi mari. Le vedem capetele tăiate pe jos, le vedem trupurile însângerate cu săbile noastre înfipte în ei. Iată să, să ne uimească această consistență carnală a zeilor, pentru că regăsim și în Biblie fiii cerului care vin și se împreunează cu fiicele pământului și se nasc tot din carne și oase acei titani. Adică zeul ăla pe care noi astăzi îl descriem sub o formă de duh sau sub o formă simbolică a avut consistența lui materială, carnală. Bine, sangvină chiar. Să zic eu așa, în epocă... Câți copii n-a făcut Zeus de-a lungul miturilor? Începând în secolul 4 până în secolul 15-16, mai ales secolele 14-15, când era Inchiziția în mare formă, să zic așa, erau învățați că personajele astea divine sunt intangibile, nu pot fi rănite, nu pot fi ucise. Este un sacrilegiu să te gândești măcar la acest lucru. De aceea legende tipul legendei lui Manor sunt interzise complet, mai ales când sunt scrise și apar în documente și în manuscrise. Cum domne a intrat ăla peste zei în muntele acela imens negru care scuipă flăcări? A intrat după a 99-a de zi de pândă cu războinicii lui și măcelărește. Mai mult decât atâta, el spune că zeii sunt ființe din carne și sânge și zeii pod muri, le spune soldaților războinicilor lui care oricum n-aveau niciun fel de frică. Iată-i, cum zac la picioarele noastre. Și dacă zeii pot muri, atunci concluzia este că peste zeii ăștia cu care noi am luptat și peste care am intrat, care până adineauri stabileau cine moare, cine trăiește, ne stabileau nouă destinele, da? Acum ne-am stabilit noi destinul lor. Iată că nu și-au predestinat propria moarte. Dar dacă zeii ăștia sunt din carne și oase și pot muri, cu siguranță se închină la rândul lor altor zei, mult mai mari și mai importanți. Da, pe teoria cercului în cerc. Cel mai mic din cercul de sus e mai mare decât cel mai mare din cercul de jos. În timp ce în sala de cleștar, cum spune legenda, Manor, celebru războinic, care este, o să-ți arăște câteva gravuri, este extraordinar cum arată acest individ. Cu pieptul gol, cu coiful, scutul care îl ține la spate legat, cu cele două săbii, tipul vașnic de războinic, cu barbă, cu plete. Este un tip, genul de războinic fără niciun fel de milă, fără niciun fel de trac în fața nimănui. Un om care merge pe viață și pe moarte până la capăt. Un om care nu dă înapoi, nu poți să-l iei prizonier. La fel este și armata lui. Un astfel de om, ca lider, ține această cuvântare războinicilor rămași în viață după bătălia cu zeii din interiorul muntelui. Când apare primul negociator? Negociatorul este ca o umbră. De data aceasta, iată că este o formă superioară. Nu poate fi împuns cu sabia. Soldații lui războinici, în momentul când această entitate apare, dar îmbrăcată, îi scot arcurile și trag imediat. Săgețile trec prin această umbră, deci cum ar fi o proiecție holografică, să zic așa. Negociatorul, cu mâinile încrucișate în jurul pieptului, se uită la Manor și îi spune în felul următor. Dom'le, zice mesajul lui către Manor, ne-ai demonstrat nouă, dar nu știu care nouă, nouă zeilor uciși sau nouă zeilor mai superiori celor pe care ai ucis, pentru că iată forma prin care vin. Eliberați de formă, da, și într-o structură energetică, de energetică mai subtilă. Deja nu mai poți să mă omori, da, cu sabia, trebuie să găsești alte metode. Zic, ne-ai impresionat, este corect. Ceea ce ai făcut tu este, din punctul nostru de vedere, un act de mare curaj. Și corect, pentru că lupta a fost incorrectă. Tu nu aveai armele cu care erau înzestrați ăștia. Inegală, a fost o, da, lupta inegală. Nu erai nemuritor ca și ăștia.
Exista frica pe care și respectul impus față de acești nemuritori. Eu sunt un simplu negociator. Din partea cui vin, vin din partea unei forțe mai importante decât bănuiești tu și mai importante decât bănuiesc zeii pe care voi ați ucis. Iată ideea. Și am venit să negociez pentru că ne strici un echilibru. Zice, lasă-i să plece pe zeii rămași în viață. Nu merge mai departe în toate camerele, în tot muntele să-i caut, să-i vânesc pe toți. Lasă-i să plece, cu muntele lor cu tot. Și cruțele viața. Și dacă faci lucrul ăsta, eu îți voi da, noi îți vom da, noi, alte entități, îți vom da să bei din cupa sacră apa nemuririi. Ia-o și bea-o. Vei deveni nemuritor ca noi, nu ca ăștia. Deci total, forma perfectă a nemuririi. Eu sunt un negociator, îți ofer un târg. Dacă nu vrei să faci lucrul ăsta și altfel faci, îi spune, atunci focul și vântul de foc vor cuprinde întreg pământul pe care îl știi și pe care nu-l știi. Iată că pământul din care strâns această armată uriașă de războinici și de hotărâți, așa, mai departe călcând peste cadavre, este doar o bucată din pământul pe care îl știi. Este și pământul pe care nu-l știi. Realitate valabilă și astăzi. Și astăzi, da. Din 20% din exact. Ce se află sub ape și deasupra. Deci pământul pe care îl știi și pe care nu-l știi va dispare, va arde totul. Va arde totul mii de ani, scrie. Până când cenușă va fi totul și nici amintirea că ați existat sau exista ceva nu va mai fi amintire. Frumoasă metaforă. Pentru că nimic n-ar fi existat. Iată cele două variante. El negociază. O ofertă greu de refuzat. Ofertă greu de refuzat. Sunt cele două extreme. Și o să vorbim foarte mult despre extreme în această emisiune a ta. Este ori albă, ori neagră. Vezi, când vorbești despre moarte, nu există o cale de mijloc. Mori sau nu mori? Da, și moartea clinică, până la urmă, se concretizează tot cu o moarte. Tot cu o moarte. Este la fel, este binele absolut și răul absolut. Este întunericul absolut și lumina absolută. La fel și aici, negociatorul, primul dintre negociatori apăruți într-una dintre legende, vine și oferă o variantă. Sigur că nemurirea sau pustiire. Sigur că Manor nu știe să negocieze. El ia cupa și o bea. Zice, da, este în regulă. Sunt de acord. De cât se omor pe toți zeii, am văzut că săgețile soldaților mei, luptătorilor mei și sabia mea n-a putut să staie capul și să treacă prin corpul tău. Mi-e greu să găsesc acum o formă, asta e în capul lui, să găsesc o formă prin care să te lichidezi și pe tine. Pentru că vă urez pe voi zeii, vestitorii morții, cei care ne destinați nouă viața, cum să o facem. Cei care ne promiteți viața de după. Cei care stabiliți cine și când moare. Pruncul de-abia născut în fașă, înțelegi? Sau canalia care ajunge până la 90 de ani și moare în bogăție, însoțit de femei frumoase, plin de răutate și moare în patul lui. M-am săturat ca voi să decideți lucrul ăsta, dar oricum am omorât, am ucis o grămadă de zei. Și pentru că tu n-am antidot în fața ta, îți accept oferta. Însă oferta e o capcană. Manor bea. Negociatorul, conform unor legi nescrise, universale, se ține de cuvânt, Manor devine absolut invincibil și nemuritor. Și asta este și în capul lui ideea care se infilipă. Zice, nemuritor fiind și invincibil, voi găsi timp în nemurirea mea în timpul infinit, astfel încât să identific și să găsesc o formă prin care să-i ucid și pe aceștia. Să merg mai sus. Și oricât de sus ar întinde și zei ăștia, dacă au alți zei, și așa mai departe, voi merge până sus. Nu scapă nimeni. Asta este în capul lui. Și atunci ea bea cupa, simte energia în el, se trezește cu toată armata, cu cei care au mai supraviețuit măcelului din interiorul Muntelui Negru, se trezește pe câmp, acel deșert, muntele a dispărut, a dispărut pur și simplu, cu tot cu zeii rămași în viață, numai că Manor, bând cupa, devine singurul nemuritor. Și nebunește. Pentru că soldații lui, da, războinicii lui, asistă neputincios la pierderea tuturor celor dragi. Ăștia îmbătrânesc, mor, au urmași, care încă îl recunosc pe Manor drept războinic, au la rândul lor alți urmași, au nepoți, strănepoți, care ușor, ușor îi contestă până și existența. Contestă până și existența legendei. Există urmași, urmașilor, soldaților lui, războinicilor lui, care nici măcar nu mai
nu mai țin cont că au avut în familie, în trecut, un strămoș. Poate chiar ridiculizează o asemenea legendă. Cum am avut în familie, acum nu știu câte generații, un strămoș numit nu știu cum, Anaor, care s-a bătut cu zei. Atunci, lăsați-mă în pace cu prostiile astea. Corect. Nu cred în așa ceva. Deși el, marele Manor, trăia. Pentru el este o dramă, când vede urmașii urmașilor acestora uitând până și de bătăria cazată cu zeii. Sigur, nebun și pribeag, se spune că și astăzi călătorește prin lume, căutând în primul rând soluția de a-și reveni el. A încercat să se sinucidă. De multe ori și-a înfipt cuțitul la nu știu câta generație și-a înfipt pumnalul în inimă. Numai că iată o altă poveste. Morții nu se poate porunci când se tăia. S-a sinucis și n-a murit. Da? Păi da, asta se spune și în doctrinile ezoterice. Sinucigașul nu moare. El moare când hotărăște moartea să-l ia. Dacă el trebuia să moară la 70 de ani, se sinucide la 30-40 de ani, va bântui în alte corpuri în aceeași dimensiune. Exact. Mai este o astfel de legendă în una dintre aceste cărți. Legată de un sinucigaș, de meserie. Binecuvântarea nemuririi până la urmă este tot moarte. Ca și în cazul nemuritorului din legenda mai modernă, și am văzut și filmele legate de asta. Până la urmă, premiul final la care se ajunge când rămâne unul singur, este că acel unul singur va muri și el până la urmă. Sigur, dar vezi tu, în filmul ăsta Nemuritorii nu ține neapărat cont de legendele scrise în aceste cărți. Și asta este o mistificare modernă. Pentru a nu spune întrebări, da? Mai țin minte primul film Matrix și mai și-a pus foarte multe întrebări legate de matrice și de sistemul nostru de existență. Cine citește și cine, după ce s-a tradus prima dată cartea Nemuririi, au trebuit să facă un film pe 5.000 de episoade, astfel încât să te viruseze complex, să mai înțelegi nimic. Se bate în trei nemuritorii și își taie capetele pentru forța supremă. Vax, nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Există niște extreme. Dacă cineva naște un copil care moare la câteva secunde după ce s-a născut, deși este sănătos tun, da? Cineva i-a întrerupt destinul. Nici măcar nu a dat șansa să trăiască. Oamenii spun, nume destin, Dumnezeu a vrut să le ia la el. Da? Așa a fost predestinat. Nu, e greșit. Nu cred în lucrurile astea. Și nu cred în ceea ce a spus Buddha. Dacă copilul ăsta avea născut la câteva ore sau la câteva clipe moare, atunci, conform legilor nescrise, pe partea cealaltă, la extremă, avem oameni care nu mor. Dacă unul se naște cu boala oaselor de sticlă, cum mai vorbeam, orice mișcare face, îi se rup oasele și nu mai trăiește mai mult de 2-3 ani de când s-a născut. Unii cu greu apucă 7-8 ani de zile, stând numai în pat. Cu siguranță, în extrema cealaltă, există oameni care sunt invincibili. Deci, trebuie tot timpul să fie un echilibru. Și această chestie de echilibru este interzisă în toate cărțile să fie scrisă. Că nu există un echilibru, există o decizie, există cineva care spune da, azi ți-a sunat ceasul, este timpul tău. De ce? Se întreabă scepticii. De ce mi-a sunat ceasul? Cine a decis lucrul ăsta? Și asta este legenda celebră a lui Zanzir. Aici ți-am adus în exclusivitate, dar nu e al meu, trebuie să recunosc, deși am o colecție impresionantă de cărți și ai văzut-o. Da, sigur. Ăsta este un manuscris arab, secolele 12-13, dintr-o mare colecție. M-a rugat să nu-i pronunț numere. Uite-te ce, dacă se poate, sigur, filma în prim plan. Este superb, este pictat. Este absolut o operă de artă. Mi-e și frică să îl ating. Știi că în muzee astfel de lucrări trebuie să atinse cu mănuși de cauciuc. Acest manuscris, scris totul pe pergament, pe o foaie subțire de pergament, păsat în stare perfectă și a fost probabil că de vreo 2 sau 3 ori reaurit pe margine pentru a se păstra. Nu existau alte variante, nu existau lacuri pe vremea respectivă. Condiția este perfectă și sunt înnebunit. Vreau să spun că posesorul acestui manuscris mi-a promis vreo 6 ani de zile că mi-l dă. Așa mă oferi la schimb și eu alte lucrări. Încă nu s-a convins pentru că de adevăr s-a chinuit 3 ani de zile ca să-l traducă. Noi știam că este vorba despre legenda lui Zanzir. Este o formă, zic, modificată, de fapt e o primă formă față de formele modificate care se mai găsesc în alte lucrări de secolele 17-18 sau ce am găsit pe internet este absolut aberant. Deci te revoltă, trebuie să închizi.
Este o manipulare incredibilă. Zanzir este tipul de războinic perfect. Orfan, luat într-o școală antică de asasin profesionist, este învățat să ucidă oricând, pe oricine, oricum, cu orice fel de tip de armă. Este tipul de cameleon perfect. Dacă misiunea lui este să intre undeva în ognele adânci ale nu știu cărui rege și de acolo să și scape, să se ducă să ucidă pe cineva care ar putea să vorbească și să scape din locul imposibil de scăpat, deci cum ar fi iadul, să cobori în iad, te duci, îl omori pe demonul cu tare și te întorci. Zanzir este în stare de așa ceva. În școala în care a fost perfecționat el ca ucigaș și profesionist, profesorii lui și marele maestru recunoaște că Zanzir este un fenomen. Este mai mult decât ucigașul perfect, este posibil ucigașul zeilor. Adică zeii însăși își apleacă privirea asupra lui. Este foarte bun. Dar la rândul lui este sclavul morții, pentru că fiind pus să ucidă la comandă, la porunca acestui maestru, acestei școli, care la rândul lui primește poruncă de mai sus, este sclavul morții. E un fel de mesager al morții, nu? Da, un instrument prin care moartea vine pe pământ. Da, el ucide pe cine îi se spune ca să ucidă. Nu dă greș, sub nicio formă. Evident că temele lui care le primește sunt legate de-a lungul timpului din ce în ce mai sus. Azi omoară oameni importanți, anumite structuri politice și așa mai departe, ajunge până la regi. În plină maturitate, la 30 ceva de ani, în plină forță. Da, și trebuie spus că pe vremea respectivă regii aveau prerogative divine. Se spunea despre orice rege, de că, da, că este fiul cerului, este, da, un semizeu sau chiar un zeu. Un zeu, da. E și astăzi japonezii cred că Hirohito este de origine divină. Divină, sigur că da. Și s-au păstrat tradițiile și până în ziua de astăzi, în foarte multe dintre țări. În epoca de care vorbim noi și acum câteva mii de ani, astfel de lucruri erau puțin scrise cu sânge. Erau axiomatice, da, sigur. Nu mai, nu mai puteau fi demonstrate. Era rege, era divin. Era copilul până regele. La reforma lui era Calvin, trimisul și a lui zeilor Martin pe Luther, pământ. Da. Bun, episcopul și familiile monahale aveau prerogative divine. Stăpânul lui, deci el sclav acestei școli, sclav de fapt, el are această virtute de a recunoaște că este sclav și că este aducătorul de moarte, că este de fapt un înger al morții, că este poruncește să aducă moartea și că la porunca de mai sus, el trimite pe lumea cealaltă lista care îi se dă, indiferent că este vorba despre regi. Sigur, are o revelație. Și anume că regii pe care omoară, împărații pe care ucide, noaptea în somn, în patul lor, sunt unii extraordinar de bine apărați, legenda este foarte complicată, dă numele unor regi celebri care au murit din sabia sau din pumnalul lui. Oameni care erau apărați atât de bine și aveau așa de profesioniști, aveau la rândul lor asasini crescuți de mici. Niște, un fel de gărzi, înainte de gărzile pretoriene, un fel de gărzi crescute de mici ca să-l apere pe acel rege. Oameni care nu se temeau nici ei la rândul lor de zei și de moarte și de nimic, doar de stăpânul lor. Dormeau lângă el, dormeau cu el, dormeau la căpătâiul lui, dormeau în fața patului lui, pe coridoarele camerei lui și așa mai departe. Oameni care aveau simțuri diferite față de simțurile noastre, aveau nu un simț, două, trei suplimentare. Pe lângă auzul foarte ascuțit, vedeau noaptea. Asemenea, grupuri există geografic localizați în diferite colțuri ale planetei. Avem hașașinii din Egipt. Din zona Orientului apropiat, dar avem celebri luptători ninjitsu care a cărui mistică și chiar și legendă. Bine, nici astăzi nu sunt foarte lămurite. Care apar în Persia s-au dus până în Egipt, apar și acolo tot felul din acest popor de asasini profesioniști, se desfac de-a lungul timpului mai multe popoare. De genul ăsta sunt cei care apără pe regii comandat să fie uciși de către Zanzir. Și Biserica Catolică pregătește și antrenează încă de la 1547 niște nuclee de oameni foarte bine pregătiți să ducă până la capăt un comandament al papei. Da, evident. Întotdeauna însă aceste comandamente și acești hasasini au avut războinici care i s-au opus.
Și exemplu cu Zanzir este următorul. Zanzir nu are o armată. Zanzir este singur. Regele respectiv este păzit conform legendei de Hasasini, ca să înțeleagă lumea despre ce este vorba. Aia sunt mulți. Să zicem că îl păzesc 30-40 și fiecare face câte o armată. Nu uita că un Hasasin, la rândul era un mare profesionist. Putea să intre și să lichideze pe oricine. Sunt considerați oameni cu puteri supranaturale sau cu puteri mai presus decât puterea oamenilor. Oameni care cunosc legile naturii perfect. Perfect. Se transformă în orice, sunt la rândul lor niște oameni cameleon. Dar nu ca Zanzir. Era perfect. Era plăcerea lui să omoare întâi pe Hasasini, pe cei care îl păzeau pe rege. Depinde cum plăcerea lui se schimbă în funcție de comanda pe care o primește. Îl omoară pe regele respectiv în timp ce cei care îl păzeau nici măcar nu simt. Adică sau prima dată îi omoară asasinii lăsându-l în viață, urmând ca... Devine un virtuos al crimei, transformând asasinatul într-o artă foarte rafinată până la urmă. El are o revelație și își dă seama că toate aceste morți care sunt comandate sunt gândite de undeva de sus pe niște criterii incorrecte. Am să te rog să povestim revelația după publicitate, ca să nu te întrerup în mijlocul frazei. Luăm publicitate și revenim imediat. Iată-ne, te-am așteptat cu sufletul la gură, te rog să continui povestea. Vorbeam despre Zanzir, marele ucigaș, marele luptător crescut în școala și antrenat ca să devină cel mai mare ucigaș al tuturor timpurilor, omul care nu se temea de hasasin, de profesioniștii care păzeau regii care trebuiau să se lichideze și la rândul lui era sclavul acestui stăpân care dădea comanda uciderii unora sau altora. Stăpânul lui însuși era comandat dintr-o sferă mai înaltă. Zanzir are un vis. Un vis din care se deșteaptă plin de revelație. Un vis în care apare un mare războinic. Un războinic care spune că în felul următor, zice, fiecare are un destin. Ține minte lucrul ăsta. Știu că în gândul tău, în mintea ta acum, s-a iscat așa un fel de contrapunere a comenzilor pe care îl primești. Ai primit ordin să omori un important rege și este vorba de regele Varys, dacă ai auzit din mare legendă, cel care trebuie să schimbe complet fața pământului. Zice, regele Varys este predestinat să îi învingă pe toți regii care se opun. Regele Varys are puteri date de către supranatural, de către noi. Regele Varys trebuie să arăți supunere. Da? Te întrebi stăpânul tău pentru cine lucrează. Lucrează pentru alții care lucrează pentru acest mare rege care acum a început să afli de el. El își va întinde imperiu pe toate pământurile cunoscute și necunoscute. El va uni semințiile omenești. Sigur, sub o formă de dictatură. Într-un sistem piramidal. El înțelege lucrurile astea, sau le înțelegi tu ca cititor. Dar, deci dorea să devină stăpânitorul acestei luni. Ce se spune lui Zanzir? În capul tău a mijit această idee că tu trebuie să dai peste cap tot destinul și toate calculele noastre și să-i duci să-l omori pe acest rege. Ți este interzis să faci lucrul ăsta. Tu trebuie să ucizi pe cine ți se dă. Adică pe dușmanii regelui Varys. Da? Varys pentru noi, cei care ți apărăm acum în vis, pentru stăpânul tău de pe pământ, care te-a educat de când erai orfan în școala aceasta de asasin, este să-i ucizi pe dușmanii acestui rege pe care noi l-am ales. El este alesul. Eu nu sunt un negociator, îi spune cu tine, pentru că ești prea mic să fiu un negociator. Eu îți poruncesc în vis. Vezi de treaba ta, că altfel vei plăti scump, nu numai cu viața, te vom plăti amarnic. Dacă cumva mijește în capul tău această idee de a te opune regiului Varys. Ăsta va construi, zice, un creatorul marului imperiu al tuturor seminților. Este sfârșitorul lumilor cunoscute și necunoscute. Este sfârșitorul lumilor, un individ. Este reprezentantul zeilor pe pământ și al nostru. Iată dovada. La care Zanzir îi spune, știi ce, aceasta nu-i voia mea. Și de acum înainte voi avea voia mea. Voia mea este alta. M-ați manipulat îndeajuns. Voi decideți cine moare, cine trăiește.
voi decine cine va fi regele tuturor regilor de pe pământ și stăpânitorul pământului. Ăsta va avea drept de viață și de moarte. Noi suntem niște trimiși ai morții și nu cu noi n-a negociat nimeni nimic până acum. Mie mi-apari în vis și îmi dai poruncă, nici măcar nu negociezi. Dom'le, la toată afacerea asta, la toată viața mea mizerabilă, m-ați luat de pe când eram prunc, m-ați furat de lângă sânul mamei și mi-ați decis deja soarta. Ați văzut probabil că din câți copii s-au născut, eu sunt dotat cu puteri fabuloase și că voi deveni un războinic și un cameleon, un ucigaș profesionist. Da, poate puteam foarte bine să devin un potcovar sau un savant sau un matematician sau un agricultor sau, nu știu, un simplu țăran, un om care făcea oale și avea o viață normală. Nu trebuia să fiu neapărat cel mai bun dintre toți asasinii lumii. Voi mi-ați decis destinul. Și asta nu este voia mea. Nu este voia mea să omor nu știu câți regi. Au omorât oameni care nu au făcut nimic rău. Doar au stat în calea acestui individ care acum apare și îmi spuneți voi mie că este alesul vostru pe pământ. De ce? De ce trebuie să omor regi care popoarele iubeau și îndrăgeau? Oamenii s-au plecat la mormântul, au plâns pe străzi, pentru că erau regi drepți, regi buni, care nu fometau poporul, nu îi pedepseau de pomană. Îi ajuta, regele la mânca odată cu poporul lui, lucra grânele și la câmpul cu poporul lui și apăra țara împreună cu ai lui în mijlocul armatei lui. Nu stătea pitit ca Varys undeva într-un castel ascuns și păzit de armate întregi și dădea poruncă de acolo. Nu, erau curajoși. Iar după aceea trebuie să-i omor în somn, pentru că armatele voastre a lui Varys cel ales n-au putut să-i învingă în luptă dreaptă. Și atunci a trebuit să vină unul ca mine, să se strecoare noaptea în somn, să-i omoare gărzile și toți și pe cei care îl păzeau din dragoste, nu plătiți, și să-i omor în somn pentru a scăpa de astfel de oameni. Ei bine, zice nu. Am să încep cu Varys, cu regele vostru ales pe pământ. Din momentul acela devine un fel de paria, Zanzir. Povestea arăbească este uneori și în versuri. Dacă ai putea să citești în vechea arabă, ar fi extraordinar. Unul dintre profesorii care ne-a tradus această carte și știe bine la perfecție araba, rămânea încântat, că sunt anumite versuri care îți dau lacrimile când vezi hotărârea acestui personaj. Pentru că este relevat în acest manuscris curajul lui. Sigur. Și este mitul rebelului etern împotriva unei ordine prestabilite arbitrar. În care omul nu este implicat. Se explică aici unde apar anumite buburuze din foiță de aur. Sunt cum ar veni... La camera, da? La camera tată. Aceste mici buburuze. Ei nu aveau versurile scrise ca noi, unul sub altul. Și atunci puneau aceste mici puncte. Să creeze ritmul. Da, care delimitau ritmul poveștii. Bine, ritmul este medieval. Și s-a deșteptat din visul lui și falnic s-a ridicat și spus azeilor mânios, nu aceasta e voia mea, deci totul este o poezie. Ideea e contează. Topica vremii. Da, sigur, exista o topică și atunci și dacă ne gândim că astfel de lucrări apar foarte timpuriu, vreau să zic că asta este o lucrare târzie, când vorbesc de secolul 12-13. Astfel de legende de obicei netrunchiate și necenzurate, că vorbeam într-o emisiune despre cenzura de-a lungul timpului, sunt mai, cu atât mai realiste cu cât cobori în timp. Deci când ajungi la pergamente de secole 4-5 sau tăblițe, deja de-a lungul timpului astfel de povești încep ușor să fie cenzurate. Este interesant că se păstrează în memoria omului, se păstrează acest mit al lui Perseu, de exemplu. Și Perseu, care este un semizeu, nu? Că și el e din mamă muritoare, dar din Zeus, are chiar curajul de a-i se opune lui Hades. Păi nu e singurul care se opune lui Hades. Așa apar din legendele greci antice, în legende romane, legende egiptene. Cei care coboară în lumea întunericului pentru a căuta pe cineva. Omul are chiar această ambiție de a se lua la trântă cu zei. În iudaismul avem chiar pe Iacov care se ia la trântă cu îngerul lui Dumnezeu și abia după aceea se va numi Israel. Este foarte corect, prietenul meu Oreste. Numai că dacă vorbim despre legendele astea ale semizeilor, este un alt subiect. Eu ți-am adus lucrări care
se exprimă numai despre oameni, despre muritori de rând ca noi. Iacov era om, da, în iudaism. N-avea vezi, nicio legătură. Ca semizeu ai niște puteri, cum spui tu. Ți se dă ceva. Dom'le, ești da, fiul lui ăla. Adică poți tranzita lumile. Da, poți tranzita lumile, ai alte puteri, ești foarte greu de ucis, ai alt curaj. Poți să dărâmi porțile iadului, să intri și să ieși când vrei, chiar cu luptă. Ești cu totul altfel făcut. Dacă am muritor de rând, cum este Zanzir, cum, nu? Data trecută vorbeam despre legenda lui Anarkar. Iarăși, un muritor de rând. E foarte interesant ce spui, pentru că și în bazmele noastre să știi că eroii sunt semizei, cumva, făt frumos are alte puțin, atribute da, decât Ivan, un om. Dar Ivan Turbinca e semizeu? Ivan Turbinca nu, dar el e... poveștile mele da, preferate. Dar el e păcălește. Pasionat Turbinca. Da, dar el e un păcălitor, nu este un războinic. Ivan Turbinca îl păcălește pe diavol, îl păcălește pe drac, nu, îl încurcă. Nu, păcălește moartea. Păcălește și moartea, dar moartea. Nu se luptă cu ea. Adică ăștia care se tot bat o formă piept, de luptă este... piept în piept cu spada în mână, ăștia au o natură semidivină nu, cumva. O să-ți mai spun câteva dintre povești. Știi că lupta e de mai multe feluri. Legendele astea sunt legende sângeroase. Legenda lui Anarkar, de care am data trecută, legenda lui Manor, legenda lui Zanzir. Sunt legende sângeroase, în care oamenii sunt curajoși și războinici, luptă chiar, cu sabia în mână. Chiar și eroul nostru care salvează letopisețul acela în Mănăstirea Neamțului. Da, sunt și lucrurile, au existat astfel de oameni. Sunt curajoși, sidează moartea, sidează orice, au propria lor identitate și se opun, spun nu. Sunt alții, însă, care nu folosesc sabia și lupta, ci și electricul. O să vedem pe parcursul emisiunii, îți dau câteva exemple. Ivan Turbinca este una dintre poveștile mele preferate. Este genul de muritor de rând care, domne, o înșală, e tot un fel de luptă. E lupta de așa orice și pisica ele și oricelul în toate aceste ecuații. Și o păcălește, o amețește de asemenea manieră încât până la urmă este blestemat să trăiască veșnic. Domne, ajungem la aceeași axiomă, cum spuneai tu, din cărțile astea străvechi, că morții nu se poate porunci. La un moment dat, când îi spune gata, ial, se ia s-a săturat. Atâtea ori a fost băgată în sac, a fost aruncată în apă, a fost înmormântată de vie. De, creatorul o căuta și nu mai găsea pe pământ, că mai mureau oamenii. I-a dat să, în loc să omoare copii, să roadă vlăstare tinere de copac. Altă dată, în loc să moară bătrânii, să omoare stejarii, bătrânii, mai ții minte. Și aici, în poveste, nu e vorba despre ani, e vorba despre secole la un moment dat. Nici nu ne dăm seama că filmul american Meet Joe Black are ca punct de pornire poate bazmul lui Ivan Turbinca. Pentru că și acolo Brad Pitt, care joacă moartea, e căzut într-o capcană pământeană, se îndrăgostește. Și iată, Ivan Turbinca, care merge în rai și întreabă, văd că este, femei este... lăutar este, păi nu este, măi, Ivane, du-te în iad, că nici raiul nu-l primește. Nu este, se duce în iad. Văd că este femeie, este așa mai departe, dar vrea să fie șef. Hai, pasionat Turbinca, vidma, toată lumea. Acolo trebuie să fie. Nici ea nu-l primesc. Vezi, este un om care este între cele două lumi. În același timp, moartea care îl caută peste tot, el o păcălește, da? O ascunde, o îngroapă de vie, o aruncă în sicriu, o pune să roadă copaci. Până ea toate aceste indese se plictisesc la un moment dat. Dar recunosc curajul. Deci, în stânga nu e primit, în dreapta nu este primit, moartea este păcălită și atunci este blestemul pe care îl dau. Ești nemuritor. Zanzir are parte de același blestem în momentul când omoară pe Varys. Pentru că toată povestea asta este, să zic așa, la început, în primele 30-40 de pagini, tot ce ți-am povestit eu și toate restul paginilor prezintă lupta lui Zanzir cu armata lui Varys. Fiecare asasin luat în parte, fiecare rege care îl apără luat în parte și este ucis, până ajunge în palatul lui. În palatul lui unde este apărat de ființe malefice. Adică deja sunt acum, nu știu, animale cu nu știu câte capete. Deja sunt oameni jumate cai, jumate, nu știu, corpul este jumate a unui dragon, jumate este om. Psihotronica a funcționat și atunci. Și atunci. Adică sunt tot felul de astfel de animale și el găsește antidot fiecăruia. Sunt anumite entități grupate câte 3-4, fiecare al rândul este invincibilă, iar lupta cu Zanzir durează câteva secunde. Deci, o astfel de entitate care ar reprezenta pentru zilele noastre un șoc, nu știu, ai putea face filme de groază, dacă ar apărea această entitate în lumea modernă de astăzi, ar crea o apocalipsă a comunicării, toată lumea ar vorbi despre sfârșitul lumii, nu? Televiziunile ar fi pline despre așa ceva, lumea ar ieși în tază să se roage, unii și-ar da foc, ar fi o nebunie. El
nu întâlnești tu astfel de unitate, ci patru în castelul lui Varys care se opun. Din punct de vedere logic, bătălia ar trebui să dureze la infinit. Nu? Sunt patru entități absolut imposibil de ucis și Zanzir, ucigașul perfect, dar se bate cu patru, nu cu una. Nu, bătălia durează foarte puțin. E atât de bun este, așa maestru este, săriturile pe care le face, modul în care luptă, în patru capete le-a tăiat instantaneu și imediat. Merge mai departe. Merge mai departe până când, așa cum a promis, îl ucide pe mărețul rege Varys, ales de către zei, ales de către negociatori, pentru că negociatorii negociaseră cu moartea însuși ca Varys să fie nemuritor prin decizia lor. El este cel care va stăpâni lumea. După ce plan, nimeni nu știe și nu-ți explică. Că asta este lipsa de logică. Dom'le, la noi, oamenii de rând, de ce trebuie să vă înghițim toate lucrurile astea? De ce? De ce femeia aia pe care am cunoscut-o, i-a murit pruncul la două zile de-abia născut? De ce bărbatul, femeia care are șase copii și muncea să-i hrănească, moare în accident, nu știu unde, de muncă, timp ce cară sau muncind, să-și aducă o pâine acasă? Da, în epoca asta. Și de ce în comparație l-ați ales pe acest individ care este și gârbov, este și rău la suflet, este și prost, să devină stăpânul întregii lumi? Nici măcar nu este un genul în savant și nu este un tip superb, nu este un tip care degajă mulțumire, dreptate. Da, nu e un om de lumină, e mai degrabă da. Întunecat. Adică de ce ați ales voi chestia asta? După ce principii? Cum ai, adică crede și nu cerceta? Ia-o de bună tot ce spunem noi, pentru că ăsta este destinul. Nu cred eu în așa ceva, mă. E un destin? Atunci destinul meu trebuie să mor această luptă. Dovediți-mi că este un destin. Iată că n-a murit. Și de pe vârful cel mai înalt, tur la cea mai înaltă a palatului acestui Varys, Zanzir sfidează moartea pe zei și pe creator însuși, ținând capul în mână al marului rege pe care l-a ucis. Și acum spune, dați-mi pedeapsa, dacă aveți puterea să o dați. Pentru că voi găsi o cale să ajung și la voi. Da, v-am mâniat? Aha, este nimic pe lângă mânia care o simt eu. Da, văzând câtă nedreptăți ați făcut. Numai eu cât te-am ucis din ordinul vostru, oameni care nu meritau să moară. Nu meritau să moară deloc. Nu că să moară în modul violent în care au fost uciși. Nu meritau să moară. Și atunci Zanzir este blestemat. Se spune că un fulger a venit peste el. O voce s-a auzit de petutindeni de nicăieri, foarte frumoasă această parabolă, și este anunțat că devine nemuritor. Iată că ai vrut să-ți faci singur destinul, fă singur destinul. Acum, fiind nemuritor însă, vei schimba la rândul tău destinul altora. Vei putea să faci destinele altora. Iată că este marele blestem. Vezi, unde te miști de acum înainte, Zanzir, marele ucigaș, vei schimba câte ceva. Dacă ai mutat lucrul ăsta de aici și până aici, ai schimbat destinele altor oameni. Tu, nu noi. Faptul că ți-am dat această nemurire, ai emis moartea. Nu ne mai pasă de tine. Nu te mai știm. Și mai mult decât atâta, am dispărut de aici. După moartea regelui Varys pe care noi l-am ales și tu n-ai înțeles stratagema noastră, noi am plecat de aici. Am lăsat omenirea fără zei și fără nimic. Doar moartea vine și îi ia conform legilor, nu știu ce. Vrei să lupți împotriva ei? Sau vrei să lupți împotriva morților fiecărui om? Că spune că fiecare om are propria lui moartea. Fă-o! De data aceasta vei schimba, ai timpul necesar, vei schimba tu destine. Și după sute de ani în care s-a gândit Zanzir la lucrul ăsta, undeva în vârful munților, s-a dus la un mare învățat, care a trăit și el la câteva sute de ani până a murit, Zanzir neîmbătrânit și rămân la fel de tânăr și de neînfricat. Și a dat seama că orice ar face, orice piatră ar mișca, dacă face, nu știu, baie într-un râu, dacă mișcă o pieticică de pe drum, dacă dă o mână de fân unui cal să mănânce, schimbă destinele el, nu soarta. Și atunci singur, el și nemurirea din el. Și atunci singur se spune că se duce în adâncurile pământului, undeva într-o peșteră în adâncurile pământului, unde se singur se pune zălog, se închide acolo cu gratii, știind că nu-i trebuie apă și mâncare, că nu va muri și va renaște, va muri și va renaște, nu, el nu poate să moară. Se închide pentru a nu modifica nimic. Finalul acestui manuscris
este legat de o altă legendă. Sigur că de atunci, spune, au trecut foarte, foarte mulți ani și foarte multe lucruri s-au petrecut. Și războaie ciudate au loc. Și războaie din ce în ce mai sângeroase au loc. Și toate lucrurile astea care se petrec pe pământ, începând de la ciumă, holeră, până la uciderea pruncilor din porunca cine știe cărei mare stăpânitor, deja au conotațiile că cineva și-a băgat iarăși coada în a ne coordona. Și atunci se face ca un fel de confrerie, se naște, cu scopul de a căuta pe zanzir și a-l scoate de acolo din adâncurile unde este. Se spune că această conferie și astăzi există și continuă să-l caute pe marele zanzir care a înfruntat moartea și destinul, care s-a opus și care a spus: nu, aceasta nu este voia mea. Această conferie are mai multe denumiri. Zanzir este considerat ca personaj și real. Se spune că există dovezi, așa cum acest manuscris prezintă o dovadă, există dovezi mai timpurii despre existența acestui personaj și sunt oameni numai în lumea arabă, dar și în lumea creștină, vorbesc despre continentul european sau continentul american, sunt unii, se spune că sunt oameni importanți și din punct de vedere politic, sunt oameni din anumite structuri masonice importante, sunt oameni din clasa politică. E interesant să urmărim și acest mit al eliberării. Enkidu, în tradiția sumero-babiloneană, este un eliberator. Hristos, în tradiția creștină, este un eliberator de oameni, de sub, hai să zicem, auspiciile arbitrare ale zeilor. Da, și promite același lucru, iată, cu moartea pe moarte călcând și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Deci, promite inclusiv lucrul ăsta, renașterea. Da, și renașterea. Surparea îngerului morții. Da. Deci iată că îl sfidează moartea în același timp. Iisus este exemplu cel mai bun. Sigur că în creștinism există câțiva arhangheli. Arhanghel luptător. Mihail, Gheorghe, ca sfânt. De ce interzisă, această gigantică lucrare cunoscută ca sub numele de Biblia de la... Am să te rog să luăm pauza de publicitate înainte, ca să ne ocupăm după aceea în liniște și în tihnă de Biblia Flamandă, o lucrare celebră și prin faptul că a fost interzisă încă de la apariția ei. Da. Revenim imediat. Am revenit, ești printre puținii și fericiții colecționari de carte care au un asemenea exemplar original. Dacă ai putea să o iei puțin, și trebuie să o vadă lumea, că este un exemplar absolut. Deși îmi trebuie niște biceps, nu de bibliotecar, ci de bodyguard, dar mă mai duc la sală ca să mă pot descurca cu cărțile lui Codri. Celebra Incomplitibius Interdictium. Deci vă garantez că are 20, are aproximativ 15 kg. Da. Deci, Incomplitibus Interdictium sau Speculum Luteranum, sau mai bine cunoscută Biblie Flamandă. Este interzisă de la apariție. Este în format folio elefantum. Mai lărgește un pic ca să vedeți cât e de mare. Folio elefantum, pe numai bronzule cu care este legată, vezi, este parcă ferecată ca să nu fie deschis atât de ușor. Arată puțin și cotorul ca să vadă telespectatorul. Deci este absolut gigantică. De aceea se spune folio elefantum. Îi rog pe băieții de la cameră să se grăbească, deja bicepsul meu nu mai face față izometriei. Mulțumesc. Această lucrare are câteva sute de gravuri absolut incredibile. Toate, dar absolut toate, este foarte important de spus. Am să vă arăt. Poate deschizi undeva unde este și o gravură, pentru că asta vreau să spun, că toate, absolut toate gravurile din această lucrare sunt interzise. Deci nu există gravură în această lucrare, de exemplu astea două. Da? Nu există gravură să fie acceptată în mod oficial. Toate sunt considerate ca fiind împotriva subiectului religios. Toate sunt considerate ca fiind malefice, ca fiind batjocuritoare, ca fiind cel puțin ironice. Biblia Flamandă abordează câteva subiecte și, de fapt, despre câteva persoane, câteva entități. Are și un miros specific da. De antica. Într-un mod cu totul curios. Vorbește despre, în primul rând, despre îngerii morții, care în
vechile scripturi preasfinte și religioase nu sunt definiți cam chiar așa. Este vorba, de exemplu, despre arhanghelul Uriel. Uriel, în traducere, focul lui Dumnezeu. Este un înger al morții. Da? În această lucrare se spune clar, domnule, lăsați-mă cu Uriel care face și muncește și este focul lui Dumnezeu și mânia lui. Nu, Uriel este un înger al morții. Este trimis aici. În această lucrare se spune despre Satan că ar fi un înger al morții. Dumnezeu nu este egalul Creatorului. Nu există o dublă forță și un echilibru. Curmea că nu există niciun fel de echilibru. Satan i-ați dat voi puteri fabuloase. Lucifer este cel care deține, jumate din echilibru universal. Acolo iadul. Nu, domne, este un înger al morții. Simplu. Da, e un slujbaș. Da. Este un simplu slujbaș. Face ce se poruncește și lui. Deci dacă el face niște lucruri rele, dacă el vine și ia niște oameni nevinovați la rândul lui, decide, sau întărește răutatea în anumiți oameni, o face printr-o poruncă care s-a dat. Deci iată că avem niște semne de întrebare. Pormă, arhanghelul Latchiel, celebru, de dreapta lui Dumnezeu, asta înseamnă, cel care stă în dreapta, cel care reprezintă a doua înțelepciune, cel care are voie din când în când să-i spună lui Dumnezeu, să-i dea câte un sfat. Se spune, Doamne stăpâne, mare creator, da, aici cred că ar trebui să ne pripim. La o altă scară este într-un fel bufonul regelui, singurul care avea dreptul chiar să-l ironizeze pe rege și chiar să-l povățuiască atunci când greșea, era bufonul. Sigur, da, spre perioada de pământeni unde bufonul, cum spui tu, îți sfătuiește pe rege, niciodată rege nu se ia după bufon, Latchiel este ascultat câteodată de către Dumnezeu. Și iată, avem exemple. Gomora, Sodoma, da? A fost sfatul lui Radei, Doamne. Radei. Este sfatul lui Latchiel. În unele cărți apare foarte clar, n-a fost ideea lui Dumnezeu ca să-i radă. Pentru că Dumnezeu nu este rău, El este bun. Chiar dacă acolo erau sodomiști, chiar dacă acolo îl înjurau pe marele creatorii, se opuneau, așa mai departe. Nu îi pedepsea cu moartea pe toți în bloc. Este un sfat pe care îl primește. Iată diferența. Bufonul regelui, sigur că îi dă sfaturi complet cretine. Aia se atacăm pe nu știu cine. Da, uneori îi dă și sfaturi înțelepte. Sfaturi înțelepte, arătându-i cu degetul pe lingușitorii de la curte. De care regele știe. Îl mai trezește din când în când la dura realitate. Dar nu pune în practică sfaturile bufonului. Pe Corect. Când Latchiel, dreapta Dumnezeu, are din când în când puterea de a-l influența. La rândul lui este tot un înger al morții. Pentru că având puterea de a-l influența și a decis, iată, să radă orașe întregi. Dă ciuma, dă holera, da? dă febra tifoidă care ucide... Dacă revenim și la Apocalipsa Sfântului Ioan, teologul, sunt îngerii care rup pecețile, cele 7 peceți, și sunt cei 4 vestitori ai Apocalipsei, care sunt niște îngeri ai morții. Îngeri ai morții, toți, sigur că da. Cel galben, cel negru, cel roșu și cel alb, toți aduc moartea în feluri diferite. Bun. Deci ai vorbit despre cei 4 cavaleri ai Apocalipsei. Vorbim despre arhanghelul Uriel, Latchiel, Lucifer, care este tot un înger al morții, da? Deci poate fi considerat un arhanghel, dar de forță adică negativă. Opozantul lui Hristos, care este Duhul Vieții, este Satan, care are Duhul Morții. Duhul Morții. Mai este Gabriel. Iată că în toate scrierile sfinte și în cele nesfinte, acum să ne întrebi biserica, dar astfel de cărți totuși au apărut, s-au scris și unele sunt tipăituri unor savanți și unor cercetători în epocă absolut inimaginabili, niște filozofi de talie. Da, niște oameni remarcabili. Remarcabili și pentru zilele de astăzi. Zic, domne, cu unii dintre aceștia există legende legate de negocieri, se poate negocia întârzierea morții, nemuirea și nu știu cum. Singurul care nu se poate negocia, chiar și cu Lucifer, că nu, îți vin sufletul. Pentru nemurire. Da, corect, da? E un pact malefic. Cu Gabriel. Gabriel, care în ebraică înseamnă puterea lui Dumnezeu. Deci avem focul Dumnezeu, deata Dumnezeu, moartea Dumnezeu, Lucifer și puterea Dumnezeu. Puterea, Dumnezeu, cum adică puterea? Îi dai toată puterea? Acest Gabriel vine și decide absolut, acest individ nu se poate negocia. În nicio carte. Toate care vorbesc despre negociatori și se leagă de religia creștină, de arhanghel, de cavaleri apocalipsei și așa mai departe, de îngerii morții care sunt foarte mulți,
Deci vine și întrebarea, nu, exact așa puțin, că de fapt și în Biblia flamandă există o ironie legată de, că de asta este și interesant. Noi avem o listă cu îngerii morții, avem o listă foarte mare de trimiși ai morții, avem o listă de emisari ai morții. Am arătat emisiunea trecută celebru înger pentru cei care au viziune, pentru cei care văd îngerii morții și pot să-i definească, au această posibilitate, această putere, aceste puteri paranormale, îi face semnul să nu se bage. Este un semn care te înfricoșează. Tași din gură ceea ce vezi. Nu-i pentru tine. Lasă să-și facă, să-și facă moartea, să-și facă, să-și facă treaba. Dumnezeu, sunt prea mulți. Prea mulți îngeri ai morții. Prea mulți vestitori ai morții. Prea mulți sunt cei care vin și hotărăsc destinele aici. N-am auzit niciodată de un înger al vieții. N-am auzit de cineva care să se opună. În afară de câțiva în mitologia antică, semizei, cum ai deschis și tu emisiunea aceasta, care au prerogativele, pentru că sunt jumate om, jumate muritor, jumate zeu, și având puterea de la zeu, de la Dumnezeu, putând lua cel mai bun de la fiecare. De la fiecare, așa. Dar de îngeri creații, îngerii vieții, sau îngeri care, bun, dacă, de exemplu, Lucifer a ieșit din matca normală, s-au pus de Dumnezeu, în cel mai rău caz. Să presupunem că ceea ce spun ăștia aici nu e așa. Dumnezeu, nu mai dați Lucifer puteri fantastice, că el conduce iadul, că este un simplu slujbaș, cum spuneai și tu, și face ce se poruncește. A, dacă îi dați puterii în astea fabuloase și conduce, și conduce iadul, da, atunci este... Pentru voi el va avea puterea aia. Da, va avea puterea aia. Dar unde este partea pozitivă? Dacă Lucifer a scăpat în varianta asta, de sub protecția lui Dumnezeu, s-a opus, a dat bătălia îngerilor, a pierdut, a fost pedepsit, dar acum are cam putere cam egală cu el. De ce? Și un alt înger nu s-a opus pentru a da viață. Da? În afară de Iisus Hristos, care spune cu moartea pe moarte călcând cerul din moment de viață, dăruindu-le. Este calea, adevărul, așa, și viața. Nu mai avem decât aceste legende străvechi a unor muritori de rând care se opun morții. Dar și Hristos e fiul deopotrivă al omului și al lui Dumnezeu, adică el nu este doar de natură divină sau doar de natură, exact, umană. Exact, ce să ajung. De aceea, în ceea ce privește pe Iisus Hristos, nu apare negociatorul. Vezi, este singurul lucru, pentru că el este fiul Dumnezeu, este în același timp cel mai pozitiv, cea mai pozitivă entitate, pentru că el dă viață. Da? Dă viață. Poate să repare tuturor răni, de viață, poate să tuturor dea viață și promite... Și nu judecă, el spune, n-am venit să judec lumea, da, am venit să o și promite mântuiesc lucrul ăsta, când mă voi întoarce cu moartea pe moarte călcând, că calcă moartea în picioare și morțile tuturor. Noi, nu se o poate opune, da, da, nimeni în fața unei... E o determinare a vieții, da, în infern de acolo, puteri, teribilă. Viață dăruindu-le tuturor, acum o să aveți toți revelația, da? Sigur, el având puterea Dumnezeu, nu apare un negociator, dar pentru muritorii de rând, care s-au opus, pentru Manor, pentru Zanzir, pentru legenda lui Analcarle, care vorbeam data trecută, pentru vânătorul de morți, de la celebru, nu? Care spunea ar dar har, har dar ar, acolo unde moartea e și eu mă regăsesc, ăla care vânează moartea fiecărui om care trebuie să moară. Oamenii ăștia care se opun destinului, se opun trastării destinului, se opun morții în general, exact când este lumea mai dragă, când sunt mai bine văzuți de către umanitate și în momentul în care popoarele în general prind încredere în ei, apare un negociator care trebuie să le ofere ceva la schimb. Tot timpul negociatorii ăștia își bagă coada, parcă trimiși, parcă în adins sunt creați pentru a încurca, pentru a manipula. Povestea lui Zanzir este la fel. Negociatorul apare și îl înșeală. Legenda lui Manor la fel. Ia și bea din cupa nemuririi, lasă-mi zeii care au mai rămas în viață să plece de aici, după ce ai ucis pe ceilalți, da? Și vei deveni nemuritor și atunci, fiind nemuritor, vei putea să faci ceea ce vrei tu. Numai că devine nemuritor numai el. Ceilalți din prejurul lui mor toți, el este înșelat, el este păcălit. El ajunge la nebunie când vede că bravii lui războinici îmbătrânesc, au plete albe și mor rând pe rând. Copiilor, nepoților, stănepoților, că la un moment dat nimeni să-și ducă aminte. Vorbeam emisiunea trecută și tu ai deschis subiectul despre una dintre cele mai importante povești, cred că din lume, Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, da? Făți frumos care vrea să devină nemuritor, pleacă prin
toate acele zone, se bate cu Moa Pădurii, cu tot felul de personaje fantastice, ajunge pe tărâmul Nemuririi și când se întoarce, asta este lucrul cumplit. Trăiește tragedia extraordinară. Acolo unde era Ghenea de foc, cea cu nu știu câte capete, care aveau învinsese, ăia habar n-aveau, cum erau orașe cu cupole, aveau drumuri, șosele, trenuri. Iar lumea lui pierise de mult. Pierise de mult. Găsește un bătrân care spune că eram prunc, străbunicul meu știa, era străbunicul lui o legendă privind că aici a fost odată o pădure în unde trăia Ghenea. A fost și pe care pădurea nu mai exista. Cum zice el? Eu am fost acum câteva săptămâni aici. Eu am învins Ghenea. Și bătrânul cu barba albă, o, tinere, ești dus cu mintea, dus cu capul, du-te mai departe. Și pe unde trecea, nimeni nu mai recunoștea. Găsește ruinele palatului, vechiului palat al lui Alb Împărat, că era pe vremea aceea centrul universului cunoscut, pământean. Și undeva prin subsorurile dărâmate, toate turile căzute, nu găsește Lada și când o deschide moartea, îi dă o palmă, spune dacă mai întârzie și eu mă prăpădeam de atât cât te-am așteptat. Deci iată până și legătura asta fantastică. Și moartea are o moarte a ei. Dar nu apare negociatorul. Povestea asta, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, este absolut perfectă. Negociatorul poate sunt zânele care vor să-l păstreze acolo în zona Nemuririi. Zice, nu pleca, fă-ți frumos, că dacă vei pleca, nu te mai întoarce. Și alții au venit și nu s-au mai întors. Ele sunt negociatorul. Această reținere între lumi se găsește în toată mitologia. Uite și Orfeu, mitul lui Orfeu, mitul lui Ulise. Sunt o grămadă de personaje în marea cultură a lumii care la un moment dat sunt înviați să rămână în nemurire și totuși ei aleg mult mai eroic ca moarte și murire. Asta e un atribut uman astăzi. Cred că aici este arma prin care omul își învinge destinul și învinge chiar pe zeii arbitrar, tocmai asumându-și ceea ce ei privesc ca pe... Stai puțin, prietenul ăsta. Pentru a te anihila cu totul, se creează legenda Apocalipsei. Da? Inclusiv cei care, ca tine, ca și mine, sau dintre cei erudiți care urmărești sau au în colecție astfel de lucrări, citesc astfel de lucruri interzise, sunt preocupați de astfel de temă și zic, dom'le, într-adevăr, ne putem opune destinului. Și iată, sunt explicații, sunt cărți importante, sunt autori care au fost arși pe rug, cărțile distruse, s-au opus Inchiziția, Biserica, la câte forțe împotriva acestor scrieri. Totuși ei cred, astăzi fiind libertate și având și internetul și așa mai departe, cred în acest lucru, ne putem învinge destinul și soarta. Dacă ești puternic ca Manor, ca Zanzir, poți să lupți cu moartea, poți să te opui. Da? Nu trebuie să crezi neapărat în cuvintele lui Buddha, că în viața de apoi o să fii răsplătit. Nu, domne, nu vreau să fiu răsplătit nicăieri. Dar apare ideea Apocalipsei. Deci ți-o servește cineva din trecut și ți-anihilează orice fel de speranță. Măi, Oreste, măi, dragi intelectuali care aveți astfel de gânduri, da? Savanți care a scris astfel de lucrări în antichitate. Măi, Codrine, dar degeaba vă opuneți destinului. Hai să zic că vă opuneți acum și găsiți forme de a vă opune. Într-o bună zi vine Marea Apocalipsa în care toți... Propriul tău destin, nu trebuie să ai un destin asumat de alții. O altă lucrare interzisă care face după aceea, este cunoscută în întreaga lume prin romanele lui Kazantzakis, nu? Ultima ispitire a lui Hristos este să rămână om. Altcineva îi creează un alt destin. Dacă ți amintești filmul lui Scorsese, da, celebrul Ultima ispită a lui Hristos, un film interzis de Vatican în 1986, acolo ultima ispitire la care se supus fiul Domnului este să devină fiul doar al omului. Să îmbătrânească și el, să se căsătorească și el, să aibă un alt destin. Deci acolo apare un negociator care îi propune un alt destin. Îți amintești? Și în film, dar și în apocrifă, dar și la Kazantzakis, acolo vine îngerul morții, care este diavolul, și spune, Dumnezeu nu mai vrea pieirea ta, tu ți-ai îndeplinit misiunea, dă-te jos de pe cruce și fă-ți un alt destin. Trăiește-ți destinul tău uman, căsătorește-te, iubește pe cine iubești, îmbătrânește. Iar el trăiește, ca și eroul din Tinerețe fără bătrânețe, drama de a se întoarce în peisajul de unde începuse el să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu și nimeni nu-l mai recunoștea. Pentru că este o capcană.
Alții zic, vreau, sunt eu, apostolul lui Hristos. Da. Hristos mi-a zis și el spunea, dar eu nu te cunosc, eu sunt Hristos, eu sunt Iesua. Nu te cunosc, de ce vorbești în numele meu? Eu nu ți-am spus ție lucrurile astea. Fugi, Domne, de aici, că eu sunt unul dintre apostolii lui Hristos și nu știu ce. E vorba de un vis, e vorba de o lume paralelă, e vorba de o capcană. Dar și de puterea de a-ți refuza destinul pus la cale de alții și nu și de tine. În cazul lui Iisus, în cazul semizeilor, lucrurile sunt simple. Poți să ai astfel de variantă de capcană și un înger venit să te încerce. Să te încerce pur și simplu, dar să nu se lege nimic pentru că ești nemuitor din start. Alta este... Da, opțiunea ta te leagă, pentru că el dacă ar fi alta este legat asta, de noi, muritorii de rând, care încercăm să ne schimbăm destinul, să avem opțiuni, cum spui tu, și nu putem. De-aia de-am exemplu cartea Apocalipsei, al lui Ioan Teologul, că acum s-au pus mai mulți autori în cărca acestei cărți. Oficial este singura carte... biblica aparținând în întregime literaturii apocaliptice. Iată că îi se permite să apară, deși în mod corect astfel de lucrare n-ar fi trebuit ca Vaticanul, puterea bisericească să o aprobe pentru a apare. Apare cu... Deși sunt foarte multe alte cărți apocaliptice. Da, un scop foarte clar. Da. Scopul e de a te termina să înțelegi că orice ai face, și asta nu-mi place, n-ai nicio șansă. Într-o bună zi vine Apocalipsa. Sigur, mie mi-a plăcut foarte mult declarația lui Thomas Jefferson, dacă știi. Am și spus aici, în legătură cu cartea Apocalipsei. El spunea că este o carte lipsită de orice înțeles, comparându-o cu nălucirile unui maniac. Foarte frumos. Nu mai demnă sau capabilă de a fi explicată decât incoerența visurilor noastre nocturne. E o tâmpenie. Spunea el. Da, pentru că el vedea caracterul esatologic, nu și cel al revelației unui nou început. Pentru că poți să citești Apocalipsa și încheia optimistă. Este un reportaj premonitoriu despre noua lume, despre noua umanitate. El spunea și nu mai mulți alții spun, dom'le, în primul rând, cum a fost scris? A fost scris în insula Patmos, din Marea Egee, acolo undeva, foarte bine... că ești constrâns să nu poți să evadezi din locul respectiv. Da, un peisaj care te îmbie la pesimism, într-adevăr. Așa. Că a fost scris în anul 95-96, în epoca lui Domitian, nu cred. Mai degrabă, cred că a fost scris în 64-69, după Nero, sau chiar în perioada lui Nero, în perioada nebuniei respective. Că a scris-o Ioan Teologul, iarăși nu cred. Și apare aici, deci în Codex Fabricianus, spusă clar chestia asta, de autorul. Și autorii care spun, nu credem că este opera unui singur individ, este opera unor indivizi foarte... A unui nucleu. Un nucleu de indivizi malefici. Să spui că orice îi face Apocalipsa vine prăpădul total. Da, dar nu vine pentru toți. Asta este că acolo există o separație între virtuos și cel care a optat să fie muritor. Că noi putem să optăm să rămânem nemuritori, nu muritori. Am înțeles. Deci nu mor toți. Da? Ce mor doar cei care vor să moară. Nu e adevărat. Nu, stai puțin, că spune așa. Nu mor toți, nu mor cei aleși. Dar cei aleși sunt sărași cu Duhul, sunt aia care crede și nu cerceta, sunt cei care sunt sluși și prin grăință și iubire au și teamă în același timp. No, Apocalipsa spune că sunt cei care s-au eliberat de formă, cei care văd lumina dincolo de luminători. Adică cei care nu se mai închină la formă, la obiectul fizic, la soarele fizic a furnizorului de lumină, ci la principiul care animă cu lumină chiar și soarele. Și ne ducem la geneză și la facere. Lumina e înaintea luminătorilor. Iudaismul, creștinismul, islamul și budismul și marile religii vor să desfacă asta, legătura cu forma. Dacă lumina e înaintea luminătorului, atunci de ce sunt eu obligat, ca și alții, să iau parte la Apocalipsă? Sunt eu obligat să-mi accept un desin care mi-a fost trasat dinainte de a mă naște? Nu ești obligat. Tu ești obligat. Faci parte din decor, dar personajul tău nu e prestabilit. Adică tu nu ești un personaj negativ sau un personaj pozitiv sau un personaj neutru. Alegerile tale te situează într-unul dintre roluri. Ești omul de lumină, ești omul de întuneric sau ești acel gri, acel călduț care se scaldă când în lumină, când în întuneric, care n-a avut curajul să opteze, nu? Dragul corect. Când spui da, când spui nu, spui nu. Între e zminteala lumii, spune Hristos. Nu poți să faci lucrul ăsta. Uite, eroii de care ai vorbit, tu au putut să spună da sau nu. Uite, în această lucrare, în istoria miracolor, care este aici. Ușor. Este tot în flamandă. Are tot așa gravuri
cu totul ieșe din comun și gravuri care sunt considerate ca fiind interzise a fi arătate, inclusiv legate de temple. De exemplu, uite, de exemplu, o gravură se numește gravura Mișeliei. Asta. Este actul Mișeliei, de fapt. Este o gravură despre actul Mișeliei. Care ce spune? Care-i tâlcul acestui act? El ține mână o urnă, dacă observat. Urna, în urna aceea este praful oaselor unui om important după ce a fost ars pe rug. Avem aici o gravură a unui asasinat, probabil ritualic, dar și simbolic totodată, și să ne povestești despre ce e vorba. Da, deci toate gravurile sunt fantastice. Ăsta, de fapt, este un asasinat comandat. Și aici spune că este vorba despre destin. Da? Deci, atunci oamenii ăștia nu pot fi pedepsiți. Și îți dă exemplu. Da? Nu contează că el este rău sau bun. A fost asasinat conform teoriei că există un destin. Era predestinat să fie asasinat. De ce? De ce? Atunci societatea se organizează ca să facă niște legi împotriva acestor asasini, atunci este inutil. Pentru că dacă există un destin, da? Păi, brahmanii, orientalii îndepărtați explică asta prin dharma și karma. Adică, domne, noi avem și liberul arbitru care ne prefigurează destinul din viața următoare dacă nu ne eliberăm și nu atingem nirvana în viața asta. Ceea ce realizăm în viața asta asigură destinul din viața următoare. Corect. Această carte a miracolor, care se numește dharma, se opune lucrurile astea. Se opune total. Se opune. Iată că ajung astfel de maxime celebre, inclusiv în India, Asia, în Mongolia. Celebra maxima al Genghis Khan. Dacă nu erai rău și nu meritai să mori, n-ar fi născut creatorul unul crud ca mine, ca să vină să te pedepsească. Să te pedepsească. Da? Iată ce ușor priveai lucrul ăsta. Deci faptul că ți-au omorât toată cetatea, familia, copiii, pruncii. Da, da, face parte din predestinarea celui ucis. Da. Păi, da. Și am jupui de vii. Cine scoate sabia de sabia are parte, este evident. De puțin. Dar de ce să jupui de vii copiii ăia? Și îl spune, domnule, era predestinat. Dacă nu făceai tu rău și blestemul nu credeai la copilor, nu crea creatorul un individ atât de crud ca mine să vină să-ți dea pedeapsa. Este incorrect, spune Cartea Miracolor. Este total incorrect. Nu există așa ceva, nu există un destin clar. Nu există. Da, e mitul lui The Punisher, pedepsitorul, care este tot o entitate a morții, tot dintr-un plan superior, care vine și ți ia pielea de pe oase dacă tu meriți asta. Uite, de exemplu, în legendele scandinave, legendele vikinge, celebrele valchirii, care mi-au plăcut foarte mult ca personaje. Acele entități cu aripi mari și negre care vin pe câmpul de luptă, de fapt tot niște mesageri, tot niște îngeri ai morții veniți din partea lui Odin, da, cum se spune exact, da, că are mai multe în fiecare limbă se spune într-un fel, Odin, Odin, zeul pe care ia pe mari războini și să-i ducă în Valhalla. Trimite valchirile în timpul luptelor. Valchiria te anunță prin apariția aripilor ei că urmează să mori. Și atunci vikingul știe că în acea luptă, deși este neînfricat și va muri. Ei sunt un fel de... De unde vine? Vine Val de la războinic în vikingă și corii de la alege, că mi-am și notat traducerea. Și atunci valchirii sunt un fel de alegătorii războinicilor. Deci ei vin și aleg. Din toți războinicii aia, după ce criterii? Îi aleg pe cei mai buni? Au fost întrebați războinicii dacă vor să ajungă în Valhalla sau nu. Iată că apare în Valkyria Chronicum, carte inexistentă din punct de vedere oficial. Caut-o pe internet, nimeni nu spune că există. Deși a anunțată că ar aparține în 203 colecții particulare. Dom'le, este inadmisibil. În catalogele internaționale spune că această lucrare este o legendă și cine spune că o deține... E un impostor. Este un impostor și este o minciună. Da? Îți dai seama că cei care dețin această lucrare nici măcar n-au nu curajul. N-au bunăvoința să o publice pe internet, măcar. Asemenea lucruri se scriu aici. Există un studiu
pe la 1611 legate despre Chronicum, despre Valkyria Chronicum, legate de războinicii care se opun prelorilor de către Odin în Valhalla. Se opun. Cine ești tu? Îngerul morții. Nu mă interesează. Este vorba despre un celebru rege scandinav, și am uitat acum cum îl cheamă, să-mi aduc aminte în timpul emisiunii, care dă o bătălie și valchirile apar anunțându-l că, domne, ești un rege bun, războinic, adevărat, ești aproape să-l învingi pe adversarul tău și să unești pe toți vikingii. Acum, era o luptă internă, cum ar veni. Deci chiar ești pe bătălia asta, ai câștigat, dar spre final vei primi o săgeată direct în gât sau în piept și vei muri. Am venit ca să te anunțăm că vei muri. Și el se opune. Este o altă legendă a unui rege care pierde bătălia. Zice, în bătălia asta vei pierde. Vei pierde, te va învinge adversarul tău, tot o luptă internă, scandinavă, între vikingi. Vei pierde, dar Odin te ia la sânul lui. Și au venit valchirile să-l anunțe și cu aripile alea care se întunecă, parcă se desface cer, numai el le vede în momentul ăla. Ești ca într-un fel de transă. Ai o dimensiune interioară. Ori acest rege se opune și spune nu. Zice, n-am să pierd nici bătălia, da? Și nici la Odin o să ajung. Și atunci își pune în cap și luptă singur, domne, intră prin toți dușmanii până ajunge la regele advers, îl străpung surițe, săgeți în toate părțile și el nu se lasă până ajunge la ăla, îl omoară și până își scoate din el săgețile, surițele și nu știu cum și pune pe soldații credincioși să-l ardă cu fier înroșit odată cu el, zice, ca să nu leșine. Deci acum în locul unde mi-a intrat surița îmi bag fierul înroșit eu, din cauza doar o să leșin și în secunda următoare îmi bagi tu fierul înroșit în următoarea rană ca să mă trezesc și pe mă bag eu fierul în altă parte și nu mor și nu mă las omorât, nu mă las luat de valchirii și asta nebunesc, dărâmă pământul, se învârt în jurul lui, sunt disperate, urlă, țipătul ăla pe care îl aude toată lumea, țipătul ăla scuțit care crapă munții, ridică marea, creează ceața și așa mai departe, nu se lasă. În Cartea Miracolelor sunt date câteva zeci de astfel de povești care sunt considerate sacre pentru unele popoare și interzise pentru religie. Deci, și spune aici, zice, spune clar, scrie multe dintre pagini și pe cotor scrie că unele dintre aceste povești sunt sacre pentru unele popoare. Deci pentru unele sunt sacre, pentru alții sunt complet interzise. Lucrarea conține gravurile, frontispiciile și letrinele gravate manual pe lemn. De ce mai interziși gravuri ai epocii? Pentru că existau și pe vremea numai scriitori și gravuri interziși. Cei care acceptau ca pentru astfel de editori, astfel de scriitori, pentru astfel de lucrări, cu subiect total interzis, cu subiect eretic, să facă gravurile respective, erau rândul lor interziși. Și au fost foarte mulți gravuri care poate ar fi ajuns mari pictori în epocă, bătă la fel de mari ca și Caravaggio, ca și alții, dacă ar fi trei, dar au fost uciși, cum a fost Jacobus Harfjin, da, celebru gravor, unul dintre gravorii care a arătat că moartea și emisarii morții în cele mai cumplite imagini. Cu siguranță. Adică să-ți creeze ție, ca cititor și privitor acei lucrări, nu teamă, ci fie întrecioreste ură. Cu siguranță. Înțelegi? Opunere. Deci când vezi moartea aia, nu ai senzația de groază, nu ți-a înghețat sângele în vene și nu te gândești, oricum într-o bună zi am să mor. Nu. Când o vezi, o urăști. Și atunci simți în tine puterea aia interioară de a te opune. Inchizitorii știau că o imagine valorează cât 1000 de cuvinte. Cât 1000 de cuvinte, și tocmai sigur de aceea că, interziceau întâi gravura și apoi textul. Luăm ultima pauză de publicitate și revenim. Am revenit. Ne întoarcem la negociator, la moartea ca o trecere sau poate ca o ofertă uneori de refuzat. Spuneai tu într-o emisiune că despre moartea ca entitate se poate spune că moartea poate fi explicată, motivată, interpretată, dar nu definită. Și mi-a plăcut foarte mult expresia asta ta. Despre faptul că moartea nu poate fi interpretată și definită, toate aceste cărți medievale scriu. Este corect ce spui. Bun, nu putem să o definim, nu putem să o explicăm, nu putem să o motivăm. Iată, că vorbeam înainte de pauză de Cartea Miracolelor, chestia asta cu nu poate fi motivată, cum spuneai și tu, apare și în Cartea Miracolelor,
La fel își pun și întrebarea de tine, de ce nu poate fi motivată moartea? De ce trebuie neapărat să mor? De ce să murim? De ce? Când se răspunde această întrebare. Bine, noi încă nu știm ce ne așteaptă dincolo de această viață. De asta da, exact, pe spune ce, nu știm nici de unde venim, nici unde plecăm după moarte. Moartea și viața reprezintă expresia dualității tainice existenței naturii, vax. Adică, asta e explicația pe care mi-ai dat tu mie în toate religiile, începând de la iudaism, creștinism și așa mai departe. Este evident că și noi avem conștiința că există o lume văzută și o lume nevăzută. Acum, noi când ne naștem, de unde venim? Că doar nu ne aduce barza de undeva de pe stânga lui Uranus, colț cu Calea Lactee. Când murim, unii se duc la OTV, sigur, și fac rating acolo, dar alții, unde se duc după ce mor? Tot într-o zonă nevăzută, tot undeva unde noi nu mai avem contact cu simțurile noastre cele cinci. Sigur, da, în măsura în care omul încearcă să înfrunte fatalitatea destinului și a morții, se poate vorbi numai de o relație cosmică. Nu mi-a plăcut niciodată terminologia asta, care nu înțelege omul de rând. Ce are relație cosmică? Nu. Lăsați-mă în pace cu relația cosmică. Fatalitatea este fatalitate. Pentru toată lumea, pornim de la ideea clară de când ne naștem, că într-o bună zi o să murim. Și atunci, sigur că suntem atrași de legendele unor oameni foarte curajoși care s-au opus acestui lucru. Dacă moartea ca entitate, cum spuneai tu, nu poate fi motivată, nu poate fi interpretată, cum scriu cărțile astea, și nu poate fi definită, totuși de ce apar negociatorii? De ce toate aceste lucrări vorbesc că cei care se opun și se opun, și dar se opun ferm. Da, uite, îți propun imediat intervine cineva lângă ei care începe să negocieze. Nu cumva cei care se opun se apropie niște adevăruri atât de importante, de mărețe, de supreme. Uite, vreau să-ți propun încât ar strica complet tot acest vreau să-ți propun o întrebare și paradigmă mai tulburătoare. De ce unii oameni au capacitatea de a negocia cu moartea și de a obține amânare de la ea, în timp ce alții nouă? Ce anume îi face, ce îi determină sau ce determină pe moarte să asculte de anumiți oameni și de alții nu? Este o întrebare foarte bună. Uite-te, să trenăm pentru un așa mai dând oarecare speranță. Această lucrare în editura Froben, care celebră în epocă, un fel de compendiu medical al lui Hipocrate, luată la începutul anului 1500, vorbește despre tot ce înseamnă medicină și tot ce era interzis în epoca respectivă. Știi că Inchiziția se opunea la orice era legat de știință, clar, inclusiv medicina. Și aici am o listă, ca să spun așa rapid, care sunt capitole importante. Deci, lucrarea de medicină este legată despre, începând de la dietă, nașterea copilului, cord, plante miraculoase care pot să te pună pe picioare, natura oaselor, despre aer, apă și ambiente, despre modul în care trebuie să mănânci, despre insomnie, despre alimentație, despre tumori, despre boli, despre afecțiuni, tot ce vrei tu și tot ce era interzis, că tot era destin. Nu poți să ai o afecțiune și să iei o plantă, nu știu care e miracolul, să o încerci să te faci bine. Nu? Spunea Vaticanul, spunea Biserica Catolică, Dumnezeu, destinul, a spus, trebuie să mori. Da? Iei sânge. Cum era unul bolnav, îi se lua, mai țin minte, în toată epoca, el lăsa sânge. Nu se vorbea despre afecțiuni interne, se vorbea despre atac de corp, despre dietă și așa mai departe. Deci lucrurile astea erau interzise. La final însă, numai Hipocrate și cei care tipăsc această lucrare și probabil că sunt, fac parte din lumea medicală, deschid o temă nouă, că este o dietă și azi despre structura omului. Și iată că anii trecuți de-abia încep să le dea dreptate, când s-au făcut studiile legate de ADN, încep să-i dau dreptate anticilor care vorbeau despre structura omului. Dom'le, noi în această lucrare gigantică, superbă, fantastică, v-am scris despre tot, despre sterilitate, despre bolile femeilor, despre practicile chirurgicale premedievale, începutul, despre fracturi, despre articulații, despre tot ce putem noi, cu tot ce putem ști, că putem repara, și mesajul este că în viitor, dacă mergeți mai departe, se vor putea repara mult mai multe. Dar, există un dar, natura omului este cu totul altfel și structura lui. Că noi medici ăștia, văzând atâtea miracole de-a lungul timpului, am văzut oameni care au căzut din vârful muntelui, s-au zdrobit coplet craniu, plămânii, s-au fracturat, erau niște morți vii. Era vorba de secunde, minute până se moară. Și și-au revenit. S-au refăcut structura. Ei nu știau ce înseamnă pe vremea aia ADN-ul. Nu știau că în ADN-ul nostru sunt ascunse câteva chestiuni
total incredibile. Că avem în noi gena nemuririi, descoperită și declarată clar de către cercetători americani, că avem o genă care ne poate recompune din punct de vedere molecular instantaneu și că avem o genă spațiu-timp. Deci tu ești un călător personal al timpului. Poți să mergi în trecut, în prezent sau în spații nu tridimensionale, în spații n-dimensionale și așa mai departe. Deci natura ta ca om este aceea de a ne muri. Cineva ne-a închis genetic însă aceste butoane. Așa cum ne-a închis, închinând aceste butoane, ne-a închis inclusiv capacitatea de a gândi. Există niște studii acum moderne care spun că este o minciună că oamenii gândesc cu 16% din capacitatea creierului. Deci gândim și avem conexiuni de sub 0,003%. Nu, 16% probabil în cazul genilor. Nici sub nicio formă, zic. Se spune că 4-5% nici pomeneală. Din capacitatea neuronală este funcțională. Care spun că la 2,8% până la 4% ai putea cu puterea minții să schimbi de pe orbită luna. La 16% deja schimb de pe orbită sistemul solar. Adică puterea noastră este fabuloasă, este fantastică. Da. La 16% ești un negociator între lumi, probabil. Ori, în antichitate să spui întrebare despre natura omului, despre structura lui, să spui că este perfectă și că omul poate să-și înfrângă propriul destin și propria moarte, dar nu este lăsat. Nu te dau explicații acum. Acum îi se explică. Nu e genetic. Uite, ai în tine genetic. Poți să te refaci singur, orice fel de rană. Poți să fii nemuritor, pentru că ai gena nemuririi. Ai gena tinereții fără bătrâneții, vieții fără de moarte. Structura ta mă că se reface instantaneu. O ai genetic, poți, dar nu funcționează. Își pun întrebarea asta cu 2000 de ani înainte. Cu 2000 de ani înainte. Despre structura omului și natura lui. Văzând de-a lungul timpului acești medici până în secolele 14-15, când erau total interziși, erau considerați alchimiști, erau considerați vrăjitori. Medici. Văd astfel de cazuri și toată lumea, tot scriind astfel de cazuri, fac un fel de compendium, care ți-am adus, compendium medica, în care spun despre lucruri miraculoase legate de oameni, oameni care se fac bine, nu știu ce înseamnă cancerul, dar oameni care se fac bine, niște boli absolut incredibile, din răni care erau mortale, oameni care întineresc, oameni care, iată, bat extremele. Deci puterea corpului uman, puterea minții umane depășește orice. Sunt oameni care își înfrâng destinul spunând nu vreau să mor. Sunt exemple inclusiv istorice. Pe patul de moarte zice stăpâne trebuie să lași urmașul tău acum după bătălie ca să vină bătălia. Și spune nu pot să mor, nu-mi permit să mor acum. Poate ca o concluzie pentru că ne-am apropiat de final sau chiar am închis emisiunea că suntem în timp. Dacă suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, parte bărbătească, parte femească, deci avem și caracter muritor, dar și nemuritor, Iisus Hristos întrupându-se arată tocmai și natura lui Dumnezeu de a muri și a renaște. Că dacă noi suntem făcuți după chipul și asemănarea Lui și noi murim și renaștem, și Hristos este un exemplu al morții și al renașterii, înseamnă că uneori, din când în când, și Dumnezeu moare și renaște. Și atunci unde e Dumnezeu? Nu cumva este în om? Nu cumva este în interiorul celui care moare și renaște? Este și nu în afara lui? O bună întrebare și o bună concluzie. Însă dacă noi suntem după chipul și asemenea lui, am o întrebare. Dacă moartea poate fi subiectul unor speculații ezoterice și poate fi provocată și întreținută, și de ce există rău în firea umană, întrebarea mea este de ce unii oameni provodesc moartea? Hai să de vorbim. Ce unii oameni sunt atât de răi, hai atât să de cruzi hai să și sunt printre noi? Într-o emisiune, că nu mai avem timp acum, în emisiunea noastră viitoare din toamnă, îți propun să vorbim despre propovăduitorii morți. Oamenii ca propovăduitori ai morții. Să vorbim de lagărele de concentrare, să vorbim de industria morții, să vorbim de fabricile morții, să vorbim despre această industrie de marketing și de management al morții. Da, oameni dintre oameni, oameni dintre noi. Sigur. Care n-au alt scop în viață și n-au alt destin, dacă vedem de un destin, de cât de aduce moarte. Îți mulțumesc mult. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru încă un sezon în care a stat alături de mine și de toți invitații mei minunați. Am să-mi iau și o scurtă vacanță. Ne revedem din septembrie. Pace, lumină și iubire și aveți timp să citiți cât mai multe ca să fiți manipulați cât mai puțin. Toate cele bune.